Părintele profesor Nicolae Șerbănescu a fost unul dintre cei mai renumiți profesori pe care i-am avut în timpul studenției mele, remarcându-se printr-o acrivie deosebită și printr-o cunoaștere foarte bună a istoriei Bisericii Ortodoxe Române. Am avut privilegiul de a-l audia pe părintele profesor în anii 1990, 1992, deci vreme de 2 ani, am făcut cu dânsul 4 semestre cursul de istoria Bisericii Ortodoxe Române, iar părintele profesor ne impresiona prin mai multe lucruri, și anume, odată prin simplitatea cu care prezenta lucrurile. Venea la curs, avea niște notițe, scotea din geantă mai multe caietele, din care începea să ne înșire și să țeasă o istorie foarte, foarte bogată. Era o istorie vie, prezentată într-un mod frumos și atractiv, marcată, după părerea multor colegi, uneori poate de prea multă informație istorică strictă. Părintele profesor a fost însă vreme îndelungată angajat în centrele administrative ale bisericii noastre, fiind funcționar atât în cadrul Arhiepiscopiei Bucureștilor, cât și în cadrul administrației patriarhale. Și vreme de peste 40 de ani, lucrând în această funcție, părintele a iscodit mereu în arhive. Și aceasta este o calitate extraordinară a întregului său demers, pentru că studiile pe care le-a realizat despre diferite personalități ale bisericii noastre, despre șirul ierarhilor, de exemplu, mitropoliei sau șirul episcopilor din episcopii, toate se bazau pe munca de arhivă. Mi-aduc aminte la un curs, ne-a povestit, spre exemplu, cum a intrat într-o arhivă, nu mai știu care dintre ele, unde totul era prăfuit, unde trebuia să lucreze cu măști pe care și le făcea singur, pentru că nu existau măști cum se pot cumpăra astăzi în spitale, spre exemplu, și dădea praful la o parte, descoperea manuscrisele și pe baza lor rescria evenimentele respective. De aceea, unul dintre marile merite pe care părintele profesor le are în scrierea istoriei Bisericii Ortodoxe Române este acela de a fi refăcut totul pe baza documentelor. Dânsul s-a ocupat foarte mult de istoria Bisericii din țara românească, după aceea pe locul al doilea este istoria Bisericii din Moldova, iar abia pe locul al treilea se află istoria Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania, de care s-a ocupat însă cu mult mai multă atenție părintele profesor academician dr. Mircea Păcuraru, care a și publicat foarte mult pe această temă. L-am cunoscut pe gândele profesor Nicolae Șerbănescu în toamna anului 1983, când am început cursurile la Facultatea de Teologie, preacucernicia sa, predând istoria Bisericii Ortodoxe Române. În scurt timp ne-a dat seama că e un spirit critic, enciclopedic sau supercritic, un om foarte pregătit, o jertfă ca o candelă pentru neam și țară, credincios până la lacrimi față de Biserica lui Hristos și față de țara și națiunea română. L-am avut profesor doar, sau ne-a predat doar un an și jumătate, pentru că s-a pensionat la o vârstă înaintată și i-am urmărit ulterior destinul său, pentru că ne-a impresionat atunci pe toți cu spiritul său, repet, enciclopedic. Pentru asta i-am și închinat un studiu, în cartea Studia Ecleziastica, foarte documentată în privința vieții, activității și operei părintelui profesor. Așa cum sublinia și academicianul Emilian Popescu, niciun profesor de istorie a Bisericii Ortodoxe Române până la preacucernicia sa nu a scris atât de mult. Opera sa este vastă, cuprinde mai mult de 150 de lucrări, studii și articole, atât pe perioada primului mileniu, privind istoria bisericii noastre, dar și pe perioada medievală în special.
A fost dăruit de Dumnezeu, imediat cu o viață martirică sau mărturisitoare, încă din tinerețe. A absolvit Facultatea de Teologie din București, cu o lucrare de licență despre istoricul mănăstirii Znagov și apoi s-a înscris la marele profesor Nicolae M. Popescu, academician, pe acea vreme, la doctorat, susținând teza de doctorat cu tema politica religioasă a lui Mihai Viteazu, la 30 iunie 1947, fiind practic ultimul doctor proclamat de către Facultatea de Teologie din București, pentru că din toamnă, spre primăvară, facultatea a fost exclusă din universitate și s-a transformat în institut teologic de grad universitar. Nimeni nu știa, nici chiar părintele, că va ajunge preot la biserica unde s-a închinat și s-a rugat Mihai Viteazu în 1593 la Biserica Albă Postăvari, atunci când Marele Ban al Craiovei a fost luat ostatic de domnitorul țării românești, Alexandru cel Rău. După pensionarea sa, a văzut biserica, care era a doua ca vechime după Biserica Bucuros din București, demolată de buldozerele comuniste, spulberând, practic, visul de restaurare și de păstrare a monumentelor istorice. Biserica Albă Postăvari era plasată apropierea catedralei de astăzi, pe dealul Arsenalului sau dealul Spirii. Părinte profesor Nicolae Șerbănescu a fost unul dintre mari istorici ai Bisericii Ortodoxe Române, dar și un preot cu un har deosebit, un slujitor al altarului cu un har cu totul deosebit. Zic mari profesori de istoria Bisericii Ortodoxe Române pentru că, deși scurtă cariera lui didactică, de foarte puțini ani, din 1972 a venit suplinitor la Catedra de Istoria Bisericii Române de la Institutul Teologic Universitar din București, astăzi Facultatea de Teologie, până în 78 când s-a titularizat, iar în 1984 a ieșit la pensie. Sigur, a mai continuat activitatea didactică până în 1997 ca și profesor consultant, dar în toată această carieră didactică, pe de-o parte, dar și în activitatea sa de istoric și de cercetător, a avut o muncă extraordinar de intensă. Dovadă sunt cele peste 106 de articole pe care le-a scris și publicat în presa bisericească și în presa de specialitate. Zic, un mare istoric al Bisericii Ortodoxe Române și vrednic urmaș al unor înaintași de seamă, cum ar fi părintele Nicolae M. Popescu, academicianul, profesor Nicolae Dobrescu și alții care i-au precedat la catedră. Poți să vorbești despre părintele profesor Nicolae Șerbănescu din multe puncte de vedere. Aș vrea însă să mă opresc la câteva lucruri care probabil sunt mai puțin cunoscute despre părintele Nicolae Șerbănescu, părintele Nae, cum ne spunea nouă, ne plăcea nouă studenților să-l numim. Când am intrat eu la Facultatea de Teologie, el era deja profesor suplinitor și am avut o revelație, vă mărturisesc. Îl cunoscusem înainte la Biblioteca Sfântului Sinod și la Arhiva Sfântului Sinod. La Arhiva Sfântului Sinod la care s-au ostenit mulți ani, foarte mulți ani, și pe care a pus-o într-o rânduială în care și astăzi cei care lucrează în ea văd urmele muncii migăloase, atente, răbdătoare și grijulii pentru documente pe care a depus-o părintele Nicolae Șerbănescu. Zic, l-am descoperit la catedră ca profesor universitar. 2 ani de zile l-am avut profesor la anul 1 și 2, anii în care se studia istoria Bisericii Ortodoxe Române, dar revelația a fost extraordinară pentru că, deși părea un om modest, ca și chip, ca și figură, respira în tot ceea ce vorbea și mai ales de la catedră, respira o erudiție extraordinară.
și o cunoaștere desăvârșită, aș putea spune, a trecutului bisericii noastre. O cunoaștere nu venită din cărți, cum îi plăcea dumnealui să spună, ci din izvoare. Era, cursul lui era întotdeauna fascinant, pentru că de fiecare dată când vroia să-și argumenteze o teză, o poziție, ne trimitea și ne indica să ne ducem la izvoare, la surse.